București a depășit pragul de 10 infectări COVID la 1000 de locuitori. Capitala se apropie astfel cu pași rapizi de cea mai mare rată atinsă vreodată și anume 16,55 la 1000 la finalul lunii octombrie a anului trecut. Autoritățile au raportat peste 12.000 de infectări, un număr uriaș, ținând cont că în weekend se fac mai puține teste. Vestea bună este că tot mai mulți specialiști preconizează că valul 5 ar putea însemna și finalul pandemiei. Valul al cincelea foarte probabil că va fi mai scurt, dar totuși săptămânile care urmează cred că vor fi complicate pentru tot ceea ce înseamnă orașe mari. Foarte probabil că luna februarie vom atinge un maxim și pe urmă lucrurile încep să se așeze. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.082 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Ceea ce este îngrijorător este faptul că 688 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor persoane care s-au reinfectat, iar numărul persoanelor care au fost răpuse de boală se ridică la 41. Experții în sănătate au vorbit despre posibilitatea ca valul 5 să fie ceva mai scurt față de ultimul val pandemic, însă mai avem totuși până ca acesta să se termine. Avem un trend ascendent și el va continua. Era o prognoză făcută încă de la finalul anului trecut. Din fericire, procentul celor care au nevoie de spitalizare, care ajung cu complicații la spital și, bineînțeles, numărul de decese este categoric mai mic. 31 de județe alături de București au intrat în scenariul roșu în urma creșterii masive a numărului de persoane infectate. În București, rata a ajuns până la 10,23 la 1000 de locuitori, însă cea mai mare rată de incidență a cazurilor COVID la 1000 de locuitori din țară este înregistrată în Cluj cu 15,12, urmată mai apoi de Timiș cu 13,66.